Selecționerul României, Anghel Iordănescu, a anunțat duminică seara numele jucătorilor convocați pentru partida cu Insulele Feroe din preliminariile Campionatului European 2016. Pe lista de 25 a generalului se află și jucătorul de la Pandurii Târgu mușceleanul Dan Nistor. Acesta revine astfel la echipa națională și are acum posibilitatea să bifeze prima apariție într-un joc oficial. Dan Nistor a fost convocat pentru prima oară de Victor Pițurcă în noiembrie 2012, când mușceleanul a fost folosit titular în amicalul cu Belgia. A purtat atunci numărul 23 pe tricou și a pasat decisiv pentru golul lui Alexandru Maxim. Tricolorii s-au reunit în această dimineață la Mogoșoaia, iar de la ora 17 a fost programat primul antrenament. Meciul România-Insurele Feroi este programat duminică 29 martie de la ora 19 pe stadionul Ilieoana din Ploiești.